Da. Suntem din nou în direct. Pentru partea finală a emisiunii de astăzi, spuneam, nu ne plângem, atenție, spuneam că astăzi avem parte de o zi foarte aglomerată, dar e frumos așa când avem ce avem, cum... Nu știm cum să ne împărțim. Ah, și mai e și teatru de seară. La 7, teatru. E prezentarea trupei pe care o avem la Suceava. Circa avem tot timpul, mergem pe consiliul local de țară. Trupa de teatru a organizat un spectacol pentru a-și prezenta trupa și este, cred, la ora 19 la Matei Vișniec, la teatru. Da? Da? Măi, eu nu prea văd știrea asta diseminată în presa locală. Ei, a fost și am văzut și afișul pe undeva. Ah, da, ai dreptate, da, am văzut, așa este. O adolescentă de 15 ani. O fată de 15 ani. Unde e? Ia, aici. O fată de 15 ani. Deci, o adolescentă, o fată... Bun, deci am ajuns la următoarea concluzie. Discutăm de o fată de 15 ani. Da, deci, o persoană de sex feminin de 15 ani. Aici toată lumea e de acord. Toată lumea e de acord, da? Bun. Da. Trecem la următoarea așa. A fost mușcată de picior. Drept sau stângul? A fost mușcată de picior, da, și... Bun. Deci a fost mușcată de picior. Da. De ce? De o viperă. Aici iarăși e toată lumea de acord. Da. Dar, ieri... Unde s-a întâmplat acțiunea? Stai. Mai pe seară așa, povestim... Deci era fost zi de excursie, copilașul meu a avut excursie. Unde? În? Vatra Dornei. O cumătră, la ce-s bune cumetrele? Să disemineze știrile negative, da? O cumătră pune mâna pe telefon și sună. Unde ești? Intru în Vatra Dornei. Ha! Vezi că în Vatra Dornei o viperă a mușcat un copil în centrul orașului. Știre de pe România TV, da? Din presă. Și nu. În prima vreo două ore și în monitorul, pe online. Eu am scris. Așa. Deci, ce îmi asum și vipera care a mușcat copilul în centrul orașului Vatra Dornei, în timp panică. Ce copilul mergea pe trotuar și vipera a venit și a mușcat copilul de picior. Îmi cer scuze public pentru această informație, pentru că am primit-o, am verificat-o superficial și dintr-o singură sursă și doar din două surse am verificat-o. I-am dat, sub presiunea timpului, am dat știrea pe online, urmând să verific mai... în trei surse, mai laborios, în decursul zilei, pentru a ediția avea toate informațiile pentru ediția printată de astăzi. După câteva ore, a stat știrea asta pe online așa, că a fost copilul mușcat în centrul orașului Vatra Dornei în timp ce mergea pe stradă, pe trotuar. Dar e cam bancul ăla cu Radio Erevan, nu? Mai rău decât la Radio Erevan. Am făcut verificările necesare la Salvamont, la Primăria Vatra Dornei, la Spitalul Municipal Vatra Dornei și Spitalul de Urgență Suceava și varianta corectă din toate aceste verificări pe care au dat-o și colegii din Crainou care au în ediția printată a fost că o adolescentă de 15 ani din Holda, în timp ce mergea prin Holda pe marginea drumului, a fost mușcată de un șarpe, de o viperă care era din griblura de pe marginea asfaltului a ieșit.
Mama a sunat imediat la... Era împreună cu mama fetița. A sunat imediat la 112. Până a venit ambulanța, i-a pus o curea deasupra mușcăturii pentru a nu urca... Pentru a împiedica ca veninul să intre în organism. Să disemineze, da. un lucru foarte bun acum cu telefoanele astea mobile, pentru că... bun. Putem presupune în prima fază că a fost inspirația cunoștințele doamnei. Sau că i-au spus cei de 112, care este... Telefonul ajută foarte mult. În asemenea situații, îmi permit să te întrerup și să spun un lucru, în asemenea situații sunt foarte sănătoase, informații foarte importante puteți primi despre inclusiv cum să reacționați în situații limită. Exact. În situații limită. Deci, înțeleg că mama a fost inspirată și a legat imediat copilul, piciorul copilului. A venit ambulanța, a fost transportată la spital la Vatra Dornei, unde a primit imediat serul antiviperin la spitalul din Vatra Dornei, iar medicul de acolo, la Vatra Dornei nu există pediatrie, chirurgie pediatrică, a sunat la spital la Suceava, a discutat cu cei de aici și a trimis cu ambulanța copilul la Suceava pentru orice eventualitate, că în cazul mușcăturii de șarpe se monitorizează pacientul cel puțin 5 zile pentru a vedea dacă nu apare gangrenă, dacă nu apar necroze în jurul plăgii, dacă nu apar complicații, iar ca grad de dotare cu echipamente și personal și tot ceea ce e necesar, spitalul din Suceava stă mult mai bine, nici nu încape discuție. Copilul a fost trimis la Suceava, a fost internat miercuri, în aceeași zi în care s-a întâmplat incidentul, este internat la chirurgie infantilă la Suceava, unde este stabilă, atât hemodinamic cât și respirator, este în stare bună, supravegheată de medici, lucrurile sunt în regulă. Dar, cum spuneam, ca la Radio Erevan și încă o dată îmi cer scuze pentru... Da, pentru că una este pentru pacient este la fel de grav, categoric, dar una este să fie, să atace o viperă pe marginea drumului într-o comună dintr-o zonă montană și alta este în plin centru unui oraș, stațiune, indiferent care e, trotuar, asfalt, deci nu... Nu se... Și în ziarul de astăzi, ediția printată, cu alte cuvinte, spus, nu este o greșeală minoră. Nu, nu e o greșeală minoră. Nu. Da, am înțeles. Da, vezi tu, tu măcar, tu ți-asumi, tu spui lucrul ăsta. Luat de val, la o verificare subțintă. Da, și sub presiunea timpului, da, pentru că asta stai bine și te gândești, bă, și... dar dacă cumva, eu ca aici încerc să mă interpun ca telespectator, da? Ia să-mi fac un selfie cu dumneavoastră, stimați. Așa. Deci, eu ca telespectator m-aș putea gândi că în primă fază cineva a fabricat știrea numai să scoată senzaționalul? Eu îți spun că n-am fabricat-o. N-am fabricat-o sub presiunea timpului și a... E și felul de a-mi răspunde mi-a dat un răspuns la chestia asta. Da. Edițiile astea online ne omoară. Deci trebuie să ai informația rapid, prompt și sigur. Nu întotdeauna ai timpul necesar să verifici la toate sursele dacă lucrurile stau chiar așa. Clar, îți pui un semn de întrebare. Bă, totuși, locul este important. Adică pacient mușcat de viperă de la începutul verii până în toamnă, acum sună puțin cinic, dar o să mai fie. O să mai fie cazuri, știrea, da. Știrea era că s-a întâmplat în centrul orașului Vatra Dornei. Și asta verific. Deci sun, întreb. În oraș s-a întâmplat? Așa se zice. O iau de bună. Greșeala mea a fost că nu am scris din prima știre acel scuzabil se pare că incidentul a avut loc și am folosit chiar și în titlu că o adolescentă a fost mușcată în centrul orașului Vatra Dornei, ceea ce este o greșeală pe care la experiența de 20 de ani în presă ar fi trebuit să n-o fac. S-a întâmplat,
Da, pentru că... S-a întâmplat, am corectat-o, am retras imediat ce am avut toate informațiile corecte, am corectat știrea și pe online. În ziar a apărut corect și cu explicația că în ediția de ieri am făcut această eroare. O să fiu categoric mult, mult mai atentă și cu sursele. Da, Ana, deci tu întotdeauna ai fost atentă din punctul ăsta de vedere. Eu personal nu am ce să reproșez și cred că nici tu, tu ești prea aspră cu tine când faci chestiunea asta. Cum să spun, ceea ce s-a întâmplat în cazul tău, tu n-ai avut știrea la primă mână, da? Deci nu ai avut tu, nu ai fost tu de acolo. Nu, mi-a fost livrată. A fost livrată, ai preluat-o, cum se petrece la noi. N-ai, eu merg acolo la izvor, știi? Cine a aruncat-o direct în vatra Dornei? Cine a pus-o acolo? Din simplu, punctul meu de vedere, și asta simplu, e foarte important. Știi cum se putea întâmpla? Că din goana asta, după audiență, după like-uri, da, ce mai vrei și tu? Știi cum se putea întâmpla? Foarte simplu. Pentru că ai văzut ambulanța, de unde veniți, de unde e pacientul, Spitalul Vatra Dornei, unde s-a întâmplat, acolo. Ne întrebând care e domiciliul pacientului. Pacientul a zis acasă, s-a întâmplat acasă, ambulanța venea de la Vatra Dornei, pe foaie era Vatra Dornei, pentru că n-a preluat copilul de la Holda, ci de la, a fost o ambulanță, da. Holda, Vatra Dornei, a doua, Vatra Dornei, Suceava, foaia era Vatra Dornei, deci nu este neapărat rea intenție, ci insuficientă verificare. Am înțeles. Ca de obicei, ești o delicată. Da, doar că ieri, în Vatra Dornei, după ce noi am umplut, noi, ziariștii minunați, am umplut media cu fetița care a fost mușcată de viperă, nu în de șarpe. Plin viperă, centru, plin adică... centru orașului Vatra Dornei. Pe unde? Pe lângă pod? Unde? Da, pe partea dreaptă, aici, așa, puteam, da? Puteam să creăm o stare de panică în oraș și... Nu era ok. Nu știu dacă nu... Poate au fost lumea mai cu cap decât noi și au verificat, fiind la fața locului, au verificat acolo. Băi, ai văzut acolo. Vipera, nu. Ia vezi acolo. Noi, din presă, au văzut-o ziariștii, că da. Oamenii de acolo n-au văzut-o, știi? Da. E ceva din care, până la urmă, eu cred că trebuie să învățăm ceva, astfel încât pe viitor să... Mai, că nu să doar evităm. Știrea contează, ci să avem puțin în vedere și efectele pe care le pot avea spusele noastre, pentru că asta e, avem audiență mai mică, mai mare, fiecare cum și-a construit-o, da. Și după credibilitatea pe care o are. Dar avem această audiență. Să revenim la responsabilitate și la responsabilitate. Nu doar să livrăm știri, ci să avem și responsabilitatea sub ceea ce spunem. Sub acea umbrelă că, domne, asta se cere, asta trebuie să dăm. Da, e adevărat că e și goana după senzațional și e adevărat că o știre cu Vatra Dornei, cu copil mușcat în centrul orașului Vatra Dornei de viperă e mai accesată sau mai urmărită decât un copil din Holda pe marginea drumului a fost mușcat de șarpe. E adevărat și asta, judecând strict pe audiență. Dar te uiți și la răul pe care poți să-l faci. Da, și fie vorba între noi, nu e deloc mic acest rău care se poate face. Bun. Adică nu-i bun, dar mergem mai departe noi cu... știrile din presa locală de astăzi. Și, încă o secundă, da. Pornim de la, eu știu, bună credință insuficient verificată. Când mai există și rea credință, e catastrofal. Și din păcate sunt și bun. Cazuri de genul ăsta de inventat eu dacă, știri. Eu că ai pronunțat rea credință, eu mă gândesc la următorul lucru și pe bune, consider că deja e rea credință ceea ce se întâmplă în Parlamentul României. Păi ai văzut ce au mai votat. Ai ieșit lumea în stradă ieri. Bun, de mult nu mai cred în tinerii frumoși și liberi, în acei nebuni care ies să apere democrația și așa mai departe. De acum văd tot numai o manipulare, o chestie genul ăsta. Ești paranoic. Bă, da, devin, nu, păi de devin paranoic. De la lună. De la lună, de la soarele plângăciosul și bă, așa. Ai văzut ce fotografie frumoasă avea Cătălin? Păi ăsta e artist, dar nu l-a descoperit încă nimeni. Spuneam,
Aproape că devin... Da, e cumplit ce se întâmplă în Parlamentul României. Tu ai văzut cam cum votează și ce votează? Nu, ieri, dacă te referi la ziua de ieri, pentru ziua de ieri nu știu nimic. Nu ce știi au nimic. Votat? Nu. Bun. Ieri am fost deci au votat, știi că era chestia aia, că ești în incompatibilitate, ai pățești nu știu ce chestii nasoale, dacă tu, ca parlamentar, îți angajezi socru, soacra, nepotul, vărul, da, nu știu ce, în cabinetul tău parlamentar. Da? Da. Și era o chestie care băteau ăștia obrazul că... Era imoral. La noi este și ilegal. În alte state e doar imoral. Doar imoral. Nu se face, da, și foarte mulți o respectă. Nu se face. La noi, nu mai bine schimbă legea. Adică? Au modificat-o. Gata, poți să angajezi, faci ce vrei tu. E dezincriminată chestia asta. Dezincriminată, dar nerecomandată. Asta cu nerecomandată eu n-am mai citit-o. N-am citit-o, dar așa cred că este, pentru că incriminată nu-i nici în alte părți. Este nerecomandată, pentru că nu-i frumos, da, nu dă bine oamenii. Spune-te ori... rău frumos. Era prima lege a României care trebuia acum adoptată. A fost exact ca și chestia că de asta mă înfurii câteodată pe ceea ce se întâmplă în Parlamentul României. Mi-e ciudă maximă pe această instituție a statului care ar trebui să fie cea mai credibilă, cea mai importantă, cea mai, da? Și pe care au reușit să o ducă în derizoriu și într-o zonă în care pur și simplu mă înspăimântă cât de jos ca și grad de încredere poate exista o instituție a statului. Sunt votat, o secundă. Da. Sunt parlamentari votați uninominal. Ăsta e parlament votat uninominal. Nu. Ba da, nu este pe listă. Ba nu, nu este parlamentul votat uninominal. Ăsta este parlamentul votat uninominal după niște legi pe care le-au mai croit ei, după niște virgulițe, după reprezentativitatea pe care trebuie să o aibă un partid. Astea cu reprezentativitatea. Păi de-aia au ajuns să fie 600. Aia suplimentare, să ia 200 suplimentari. Dar sunt votați uninominal. Ce comentăm? Noi am dar ales. Nu sunt votați uninominal. Vreți să aduc aminte când Petru Carcalete a pierdut colegiul lui cu 49, nu știu cât la sută de cel era cel votat din colegiu și în locul lui a plecat el de pe locul 3 sau de pe locul 4? Că ăla a fost unul dintre exemplele cele mai elocvente din punctul meu de vedere. Cred că și la Suceava s-a întâmplat la fel. Nu contest. Dar... Bun, aici că dar sunt puțini ăștia, marea majoritate, 400 sunt votați uninominal. Cu 50 de voturi, cu 1000 de voturi, nu mai contează. Restul bun, unde erau? Cum spui, votați... Restul unde erau? Acasă sau la grătare. Da. Mai, deci, acest parlament minunat, eu de asta eu mă înfuri. Cred că orice lege pe care o mai dau, nu pot să o privesc decât bușindu-mă râsul sau privind-o de la bun început ca o altă aberație sau o altă prostie pe care au mai debitat-o. Mi-aduc aminte, domne, ai făcut o lege, da? Ai făcut o lege, cum e asta, antifumat. Da, nu mi-aduc aminte. Draga mea, au modificat-o săptămâna trecută, da, sau cum. Dar, deci le arată foarte clar capacitatea lor de a înțelege un fenomen. Da, și cred că vor mai urma încă vreo 2-3 modificări până când o să fac o lege bună. Cu siguranță, pentru că nu le citește nimeni. Eu la concluzia asta am ajuns de mult. Că nu citesc ce votează nici măcar parlamentarii juriști. Bun. Poate nu știu. În teorie, dacă există avizele de la comisiile juridice și toate celelalte comisii, ca și în Consiliul Județean, se discută totul în comisii, se cade de acord și în Consiliul Județean se votează în unanimitate. Sunt dezbateri doar dacă e ceva neclar. Da. Nu ca în Consiliul Local, unde durau ședințele ore în șir. În Consiliul Județean, din totdeauna, de bază, au fost lucrările în comisii. Și a funcționat foarte bine. N-am avut ședințe de alea de 7000 de ore la deliberativul județean. Și nu cred că toți ceilalți, toți consilierii neapărat citesc toate proiectele de hotărâre care se adoptă. Dar cu siguranță, cel puțin 2-3 persoane de la fiecare grup politic le citește. Pentru că mai apar discuții, mai apar dezbateri. Dar restul ridică mâna. Și atât. În Parlament îți dai seama că e mult, mult mai rău decât atât. Și după aceea, bă, dar eu am votat asta. Da, tu ai votat.
Nu ești de acord? Păi, dar nu prea. Dar na, nu, eu n-am citit așa. Da, la mine foaie nu era capitolul ăsta. Of, doamne, 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 doamne. Inspectorii DSV au închis restaurantul Cina după spitalizarea 21 de turiști din Târgu Mureș. Analizele de laborator au confirmat în alimentele servite de turiști din Târgu Mureș existența stafilococului auriu. Cred că avem o crescătorie de stafilococ auriu pe aici prin Suceava, că odată la nu știu cât timp, pac, mai apare câte un caz. Eu am vorbit ieri după amiază la DSP și nu erau finalizate analizele. Dom'le, eu citesc din obiectivul de astăzi, da? Tot stocul de produse a fost dirijat spre incinerare. Dacă doresc să redeschidă locația, administratorii restaurantului Cina trebuie să efectueze lucrări ample de dezinfecție cu o firmă specializată. Reamintim că restaurantul Cina a fost amendat cu 4.000 de inspectori DSP și DSV. Și eu mă gândeam, în condițiile în care se apropie zilele Suceve, în condițiile în care noi tot o dăm atâta cu Bucovina, o ardem, că trebuie să... vine DSV-ul și constată. Dai voie să nu comentez? Da. Chiar nu vreau să comentez. Pentru că ești... Nu, pentru că aștept rezultatele. Vreau să văd rezultatele. La tine asta. Nu, la mine alta e problema, Dana. De ce DSV-ul nu a reușit să evite prin partea aia de prevenție ca 21 de turiști din Târgu Mureș să ajungă la spital internațional? Pentru okay. că ceva au mâncat da. Aiurea. Că nu o fi de la Cina, că o fi din altă parte, dar tot de aici, din zonă, cred eu. Ei au venit sâmbătă seara. Luăm varianta că au mâncat aici și că ar fi o problemă de la noi. Deși ei au venit cu pachete pe care le-au pus pe toate în... au venit pe drum. Toți copiii au avut pachetel de acasă și le-au pus peste noapte în frigider, la motel. Dar trecem peste asta. Da. Zicem că au și mâncat... motelul și-a luat o amendă un pic, da? Da, pentru că nu avea dezinfectanții la... Exifarma, să duc. Erau expirați dezinfectanții și nu erau făcute analizele de... cum se cheamă astea? Carnetele de sănătate da. La personalul care... deservea pe acolo, da. La alimente. Este posibil să fie de la alimentele consumate la, cum spuneam, la noi în județ. Cum poți să previi genul ăsta de incidente? Eu aștept să văd dacă responsabil de ceea ce s-a întâmplat nu era, adică mă interesează sursa. Da, 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 da. Pentru că am înțeles că inițial suspiciunile se îndreptau spre cașul care fusese cumpărat din piață, dar probele, primele probe care s-au făcut au arătat că nu. Formele medii și ușoare de toxinfecție arată că nu este vorba de o contaminare profundă. Probabil că nu carnea, pentru că din carne ar fi fost produsele pe bază de carne care s-au dat la cină și la micul dejun, ar fi fost mult mai agresivă forma de toxinfecție. Nu știu încă sursa, că este vorba de stafilococ sau streptococ, nu mai știu, stafilococ parcă, nu? Stafilo, da. În caz de față, conform obiectivului, stafilococ. Da, că a fost identificat stafilococ patogen, asta este cert, dar a fost identificat din probele luate de la turiști. Probele celelalte care să ne spună care a fost sursa stafilococului, eu încă nu le știu și până nu văd eu probele nu comentez am înțeles asta. Și odată în plus, pentru că citeam la un moment dat și pus în ramă ai atestat în Germania din punctul ăsta de vedere pe medicină veterinară da. Ceea ce îndrăznesc eu spun că nu-i de aici de acolo și vorbești clar în mega cunoștință de cauză Direcția Sanitar-Veterinară
ca și profil, ca modalitate de lucru, sunt zone care sunt chiar pe specialitatea ta. Eu rămân la partea aia pe care nu pot să o iau, adică nu 21 de oameni care se ajungă la spital din cauza a alimente, ceva. Da. Iar mai apoi, în baza primelor controle, deja amendă de 4.000 de lei aici, mai dai și la hotel, la motel. Îndrăznesc să cred prin prisma reacției pe care au avut-o instituțiile publice că acolo rapidă, sunt probleme. Reacția a fost rapidă, dar mai mult decât reacția aș fi vrut partea de prevenție. Să nu se întâmple decât să... Păi nu s-ar fi întâmplat dacă dezinfectanții aia care au expirat la motel, că motelul pentru asta a fost amendat, pentru dezinfectanții expirați și pentru... Păi expirați, dar mai e apă chioară decât dezinfectanții pentru veselă și pentru pardosele expirați și pentru lipsa carnetelor de sănătate. Dacă nu expirau dezinfectanții, dacă îi foloseau. Da. Că probabil le-au cumpărat și au ținut de arătat, poate vine cineva. Da. Deci de asta au luat amendă, că altceva înțeleg că totuși la motel n-au găsit, iar firma de catering a luat amendă pentru că nu avea probe oprite din mâncarea care a fost livrată grupului. Așa cum spune legea, în cazul grupurilor, totdeauna se păstrează cum, dacă mai ții tu minte, când mergeam noi în tabere, era o vitrină acolo unde erau puse borcanele sau farfurii cu probe din salamul, cașcavalul și ce se mai dădea, de mâncare. Deci alea există puse într-o vitrină frigorifică acolo cu data care arată că asta am trimis noi la grupul respectiv. Da. Și în orice moment, orice control poate să verifice dacă asta ce au mâncat copiii și adulții din grup îi conform cu ce e aici. Da, pentru că discutăm de o chestiune care ajungem să fim exact ca detectivii. Ne interesează de unde a pornit, cum, ca să oprim sursa, să nu se îmbolnăvească alți oameni. S-au contaminat, alimentele au fost în regulă și s-au contaminat prin manipulare. Alimentele la firma de catering, la transport, s-au contaminat la motel. Deci, da, da. Pe mine mă interesează unde care a fost sursa și unde s-a produs contaminarea. Că o firmă de catering asta face, își achiziționează materie primă din comerț, de la depozitele Angro, Metro, Selgros și care mai sunt acolo, prepară, le aranjează și le livrează la hotel. Asta face, nu? Eventual, dacă vorbim de cină și de mic dejun, nu aveau ciorbe, nu aveau tocănițe, nu aveau sarmale, nu aveau ardei umpluți, da? Ce puteai să dai seara și dimineața la micul dejun? Deci lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere. Formele de boală au fost medii și ușoare. La fel, spre ce filieră ne-am îndreptat? Că putea să fie mașina cu care au transportat casoletele, putea să nu fi fost igienizată corespunzător, să nu fi fost dezinfectată. Firma de catering a luat la fel amendă pentru că nu avea aceste probe, nu avea carnetele de sănătate la personal. Și stai că parcă mai găsiseră ceva acolo. Și au termen 10 zile în care să remedieze și cu indicația clară ca de acum înainte la toate grupurile să existe obligatoriu aceste probe. Deci nu vorbim despre nereguli, eu știu, extrem de grave. Am mai auzit varianta că le lipseau unele documente, unele autorizații. Nici asta n-am verificat, deci nu mă pronunț, nu comentez. Din pe partea cu DSV-ul s-a ocupat mai mult Florin, că să nu intru eu în incompatibilitate pe domeniile mele, dar discutăm despre asta. Până acum noi nu avem elementele pe care tu le-ai spus, așa că... Dar nu le-am spus, eu le-am citit. Da, le-ai citit, sunt corect. Preluate. Să știi că multă lume mi-a atras atenția. Dom'le, dar cum e... Da, e grav. 21 de persoane cu toxinfecție alimentară. Povestea e gravă, pe mine mă interesează partea asta de consecință, ce s-a întâmplat, cum au ajuns
copiii mulți să fie la spital, un grup important, 21 de persoane, nu e deci de acolo. Și clar, sancțiuni pentru cine a greșit, sancțiuni. Dar, repet, în primul și în primul rând... Ce facem ca să nu mai ajungem exact în această situație? Asta e chestiunea care mă interesează cel mai mult. Da, și vară, cum la fel, o să învățăm și din chestia cu Vipera, o să învățăm și din chestia toate, cu... Da, așa suntem din noi fiecare o să învățăm toate, câte puțin, din furtuna din Consiliul Județean Suceava, din ședința furtunoasă care va avea loc în această dimineață la ora 10. Deci, presupui că va fi cu un pic de... Da, dacă nu se întâlnesc înainte să cadă de acord asupra președințiilor comisiilor, sunt 7 comisii, cred, și din 7, cred că PSD va primi una sau două în raport cu proporțiile pe care le au Consiliul Județean. 21 de consilieri liberali și 16 consilieri PSD. În 2012, nu mai țin minte... Când erau mai apropiați ca vot, nu mai țin minte câte a dat PSD-ul liberalilor. Da, nu liberalilor, democrat-liberalilor. Da. Că erau, liberalii erau asociați cu PSD-știi pe vremea aia. Cum se spune? Happy Hram? Sau? Da, Happy Hram. Dana, îți mulțumesc mult pentru prezența în această dimineață. Iar dumneavoastră, stimați suceveni, stimați telespectatori, vă doresc să aveți parte de o zi extraordinară. E ultima zi caniculară, am înțeles că se mai liniștește în perioada imediat următoare. Plouă sau trebuie să o grădina? Buse și, în fine. E, deci că asta e ultima zi caniculară. Aha. N-am înțeles dar foarte clar de ce. Dar după sfânt de obicei plouă, nu? După... Da. Bine, și azi dă așa câte un strop de ploaie. Okay. După aia iarăși soare. În fine. Dar nu o să mai fie chiar în halul ăla cum a fost zilele trecute, pentru că a fost într-adevăr destul de complicat. Vă doresc să aveți parte de zile frumoase, de tot ce e mai bun și mai frumos, iar până la momentul întâlnirii toate cele bune și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.